Salutare tuturor! Bine ați venit la 11 lucruri pe care nu le știați despre... Este cunoscută internațional. A jucat alături de coloși în industria cinematografică mondială. Și, din sezonul 11, se alătură juraților de la Românii au talent. Alexandra Dinu! Spectacol la dublu. Am vorbit astăzi mai cu amândoi? Evident! Au zis că se înțeleg bine. Mi se pare normal. Atâta timp cât există comunicare... Poate de multe ori ne-am simțit captivi, dar talentul și curajul lor ne eliberează. Românii au talent se întoarce cu un sezon nou-nouț. Fost fabulos! Spectacol la dublu, vineri și luni. Alexandra Dinu visa de la vârsta de 6 ani să devină actriță. Spunea că îi se pare interesant să intre în pielea personajelor. Alexandra Dinu a terminat liceul Jean Monnet din București. Primii pași în televiziune i-a făcut în anul 1999, unde a prezentat o emisiune la o televiziune din București. În anul 2000 a prezentat emisiunea Promotor la ProTV. Chiar dacă am fost plecată din țară în ultima perioadă, mi-a fost foarte dor de voi și doresc să vă transmit urările mele de bine. Rămâneți cu Promotor în următoarele 30 de minute pentru că v-am pregătit o emisiune deosebită. Primul film în care a jucat Alexandra Dinu a fost Don Gnocchi, iar personajul pe care l-a interpretat a fost rolul ei de suflet. Scuză-mi, ma la cena non sarà un granché. Conta di più l'atmosfera. Beh, anche quella. Invece mi piace. Siete fortunati ad avere un posto come questo. Sono fortunato ad avere un amico come Francesco. Ti dispiace non averlo invitato stasera? În 2008 a fost aleasă să prezinte evenimentul de lansare a mărcii Ferrari din România. În anul 2017 a jucat în filmul Bullethead, unde a fost singura femeie din peliculă. A avut șansa să-i cunoască și să lucreze cu Adrian Brody, Antonio Banderas și John Malkovich. This is no guns needed. I'm counting on this score for my little girl. I won't wait. Not even for you. A couple more jobs. I'm gonna meet you out there. Many ways we are different. Just as many are the same. Pentru filmul Final Score, unde a jucat alături de Pierce Brosnan, s-a pregătit peste 2 luni și a trebuit să învețe Krav Maga. We have your niece. Somewhere in this stadium. În anul 2018 a jucat în filmul 211 alături de Nicolas Cage. 5 minutes. We're in, we're out, and we're rich. On the ground, now! On the ground! One suspect with an automatic weapon outside National Bank. Just for her. Alexandra Dinu are un băiat de 18 ani. În anul 2021 se alătură juraților de la Românii au talent, cel mai iubit show de televiziune din România. Acestea au fost cele 11 lucruri pe care nu le știați despre Alexandra Dinu. Nu uitați că pe 5 februarie începe Românii au talent, sezonul 11, 1 și 1, cu 2 ediții pe săptămână. Și pentru mai multe informații, intrați pe protvplus.ro
romaniautalent.protv.ro și urmăriți-ne în social media. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Românii au talent. Spectacol la dublu. Românii au talent. 1 și 1 de 2 ori pe săptămână, vineri și luni la Pro TV.